Senatorul Hunedorean Vasilică Potecă se afla și în această dimineață în județul Galați, în localitatea Pechia, grav afectată de inundațiile din această lună. Vă reamintim că Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat duminică suspendarea tuturor activităților de campanie electorală, concentrându-și eforturile exclusiv pe sprijinirea românilor afectați de inundațiile recente. În această perioadă, atât conducerea partidului, cât și parlamentarii, consilierii locali și județului, se află în județul Galați, unde ajută la reconstrucția caselor și oferă sprijin sinistraților. Dimensiunile dezastrului nu încap în fotografiile sau postările de pe de socializare. Aici am aflat de la cetățeni mai multe informații, și în urma discuțiilor cu aceștia am depus o interpelare către premierul Ciolacu pentru a afla dacă într-adevăr autorităților centrale chiar le pasă de cetățenii din această parte a țării. Sunt probleme grave despre care trebuie să se știe. Totodată fac un apel către cei care pot ajuta. Este nevoie de materiale pentru curățenie și dezinfectanți. Vă rog distribuiți apelul meu pentru a ajunge către cei care pot dona astfel de materiale și dezinfectanți, declară senatorul Vasilică Căpotecă. În interpelare, senatorul Hunedoreană îi solicită premierului Marcel Ciola cu răspunsuri cu privire la acțiunile întreprinse de guvern cu privire la anchetarea cauzelor care au condus la inundarea comunelor din județul Galați, altele decât inundațiile. Fac referire la situația stațiilor de pompare, situația digurilor de apărare, întocmirea hărților de risc, starea infrastructurii aflată în subordinea ANIF. Vă rog să aveți amabilitatea să-mi precizați dacă o astfel de anchetă a fost demarată deja, dacă nu, atunci când va fi demarată sau, dacă situația în sine nu vă preocupă și a încheiat interpelarea senatorul Hunedorean.